Unde vă duceți, mumoșilor? Până dimineață. La film, la film mergem. La desene animate plecați. Și apoi la o... Și dacă nu mergi, tăticul cu noi, noi întârziem. Dacă noi terminăm acela, apoi noi să ne ducem la... teren de joacă. Un teren de joacă mare și acolo va fi cineva din grupa mea. Salut, Ciune! Salut! Ești entuziasmat? Da, foarte bine. Mămica cu copiii îți duc la desene animate, la cinema. Și apoi mergem. Da, tata rămâne acasă pentru că eu trebuie să fac luminițele. Da, că apoi când vinem să vedem, da? Da. Frumos. Să fac afară frumos. Da. Pa, pa! Pa, pa! Să aștept când ați vins, fii tot gata. Da. Frumos. Foarte frumos pa, pa. Afară. Hai, pa, pa! Am luat biletele rezervate. Cum? Moldoviara. Nu, Moldoviara e Moldova, Chișinău. Uitați-vă ce frumos aici. Am venit în ultima oră aici și scria foarte mister în curând. Da. Ce frumos sunt brazi. Un pic oră este parcă ești fotomotiv. Brazi sunt naturali, copii. Îți vii. Da. Ce? Știi, picovorul este parcă sunt fotomodel. Fotomodel. Ari, nu tare aproape. Da, ce frumos! Și afară e frumos și bine. Iată, așa, uitați-vă și de frumos. Uhu! Ce? Se parchează lumea. Și e frumos. Eu mi-am luat cafeluță și mergem la film. Aici, deja când o să finiseze filmul, o să venim și o să arătăm scena aici, e frumos, da? Da. Este și o mașinuță și scaunul lui Moș Crăciun. Demo! Demo? Stai, ce se întâmplă? V-a plăcut? Alex, ți-a plăcut? Da, super! Foarte super! Confortabil? Ariana, ca acasă a fost, da? Mergem la un magazin de rechizite școlare. Alex vrea ceva de școală să-și ia. Și Ariana a spus că vrea să-și ia. Nu știu ce vrea să-și ia Alex. Nu e nevoie, Ariana. Pe urmă, unde mergem? Mergem la distracție. Ariana s-a înțeles cu o fetiță de la ea din grupă. Să mergem la distracție, da? Da. Mariana și-a luat tatuaje. Alex a luat... ce e asta? O cutiuță pentru bani. O pușculiță, da? Pentru bănuți. Uitați-vă și frumos! Vreau să fac o poză la mașinuța asta? Ce se întâmplă? Hai, mergi voi înainte, mama să filmezi geam. Hai! Drept, 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 drept! Noi am ajuns și mergem. Am găsit și parcare, cam greu cu parcarea. În Chișinău, în general. Mai ales în centru. Noi nu suntem în centru, suntem la Buicani, nu în centru. Buicani. Da, acuși îi scrim colegii Arianei, acuși îi scrim, da? Pe mamă, la colega ta și să vedem dacă e înăuntru, mergem, dacă nu mă așteptăm. Idiu, Alex, vină și deschide. Dar poți să faci și cu mașina. Da, care mașină? Ce frumos aici, vedeți? Așadar, noi ne apucăm de decor. Cam frig afară, dar m-am uitat zilele următoare să fie mai frig, așa că mai bine fac azi. Trebuie să pun acolo crenguțele să le vers. Așa, țineți minte, așa, cic, 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 ca anul trecut și luminițe. Luminița o spunem acolo jos, o spunem la fereastră, la asta, și pe asta verde. Pe marginea casei, așa pe acoperiș, tot a spun. Aici sunt de anul trecut luminițele acă sus. A spun și acolo jos luminițe, pe brăduț, pe gard. Și tot asta în fiecare an eu spun că a să le las pe vară, că să nu mă chinui de fiecare dată. Că taman le pui când e frig și le scoți cam tot când e frig. Și în fiecare an zic că a să le lăs, nu le mai scot, dar că să ne spune scoate-le,
adică mai ales așa e verde de acolo, precis o scoatem. Așa trebuie scoasă, nu putem să o lăsăm. Da, cam asta. Ce să facem? Din sărbătorile. La copii le place când îi sulminiți în curte, casa luminată. Dacă și-a rămas din zăpadă. Asta e cutie din pod care am coborât-o. Dacă asta verde o să o punem aici sus. Lumina asta acolo jos. Și multe luminițe. Adică dacă o scot asta, e ca așa, jumătate de sac de luminițe. Uite, sunt multe. Și avem și lazeri aici, cu Moș Crăciun. O trecut o oră jumate. Eu sunt la jumate de lucru. Am pus acolo jos. Pe gard am pus, nu știu dacă se văd. Așa, pe gard. Cic, 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 cic. Așa, am pus ca chestia asta verde. Și acum am început să pun pe casă. Mai întâi am descălcit-o luminițele astea, LED-ul. Și așa, una asta e ca pe casă. Și mai am încă două brăduțe și ferestrele. Și acolo deja și spun prizele. Dacă aveți LED-uri lungi, e ca la mine asta e 100 de metri. Nu, 50 de metri. Și când le strângeți primăvară sau când le strângeți, străduiți-vă să le strângeți așa, că mult mai ușor se despletesc. Eu acum numai am scos-o și cic, 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 cic. Într-un an le-am lăsat boț așa în pungă, apoi iarna, când am vrut să le pun, 2 ani în urmă, foarte greu să despletesc. Ele se... sanină, e ca LED-urile astea, una de alta. Așa că strângeți-le frumos, dacă vreți repede să le puneți pe urmă înapoi. Totul arde. Acum e ziua și nu se vede. Aici avem 5 prize și am ușul învălesc în membrană de asta. Asta că de umezală, de zăpadă, de dacă bate vântul și plouă, cel mai bine e să fie învălit. E ca așa mai scurt arată tot chestia asta. Lazerul și Moș Crăciun. Am podobit anul acesta tufărașii așa, toți, brăduții, perietele acolo. Așa arată toată treaba. Astea tot le-am învelit. Am pus și senzor și aici. Nu senzor, dar distan. Priză automatizat, cum se numește. Și la astea tot. Le-am pus și le setez la ora 5 seara să se aprindă și dimineața la 7 să stângă. Să n-am grijă asta în cap, stâng să aprind, stâng să aprind, pentru că ziua ardă degeaba. Deja trebuie să vină căsna de seară și cred că să decorează ușa cu roșu, cum o facem noi în fiecare an. Și să vedem deja cum ard luminițele. Wow, ce frumos, dar copiii dorm. Dorm? Ioana, da, obosit. Nu ieși din teren, ca să înțelegi. Pizza? Salut, mămica! Salut! Salutare! Copiii ieri i-am adus în casă și au dormit. Suntem a doua zi. Erau obosiți. Și Cristina a făcut ușa frumos. Yes. Și vrem așa să vă arătăm rezultatul și să vedem și copiii. Ei nu știu, nu văd afară ce se întâmplă. Dimineața luminițele erau stinse și am fost la școală grădii. Și când au venit tot stinse, noi n-am aprins special să le arătăm așa când e noapte-noapte. Da, și acum vrem să le arătăm. Am aprins luminițele să vedem reacția lor. Salut copii, ce faceți? Salut, ne jucăm în popiț. Cine mai joacă asta pe popiț? Haideți puțin în curte să vedem curtea noastră frumoasă. Haideți! Voi ieri ați dormit. V-ați obosit la teren? Buștean. Prima dată Alex a jucat așa de mult la teren, el ca tare deja nu se mai joacă. Da. Ce-ai pățit? Nu știu. Era interesant acolo. Era interesant acolo că era trambulină. Noaptea. Op, stai. Stai. Tăticu, să-i scoatem așa? Da, hai. Deschideți ochii. Hai, deschideți ochii și uitați-vă afară. Și acuși ne îmbrăcăm și ieșim afară. Haideți-vă dau scurtele. Oh, ce frig afară. Hai, ieșiți afară. Da, mai este un pic de zăpadă. Luminițele, îți plac, Ariana? Oh,
cum ce frig afară. A, numai zăpada ne lipsește, ești frumos. A fost și zăpadă ca 10 zile în urmă. Da, ca așa luminițele aici, acolo, pe brăduț, pe gard. Aici avem luminițe. Și ușa arată frumos. Da, eu astăzi m-am ocupat de ușă. Uh-huh. Am schimbat un pic. Am mai adăugat. Da, anul trecut nu era... S-au stricat anul trecut. Nu era asta. Și am făcut, am mai improvizat puțin. Și acum ești Crăciun acolo. Era cândva. Clopoțelici, de plastic, s-a stricat. Hai, adieți în casă. Ia la mine. Da, și mie. Super, da-s mai fort și zăpada care am avut-o. Era super, da. Adieți fii magii. Era zăpadă o treime din copăcei, așa. Multă zăpadă a fost. N-aveți zăpadă luminițele astea? Da, n-aveți lipunim acolo, când aveți în cap. Ia la Alex, ne-am în calță, calță mintea mea, tătic. Aha. Și brăduț în casă frumos. Da. Și brăduțul, așa de fericit ești că nu intri în casă și îți ridică dispoziția. Simte atmosfera de Crăciun, da? Numai că Mia noastră anul acesta are ceva cu bradul. Da. Anul trecut stătea acolo sub brada, da? Ia să facem iar. Și acum e sub brada. Da, dar se ridică înăuntru. Atinge adică toate ce... jucăriile, da. Da, și cap. Anul trecut eu simt unde s-a suit până aici. Da, și asta cineva ne-a codonat lui și am pus. Da, ce doi bebeluși o privit ieri de la prietena ieri. Ah, ce frumos. În globuleț. Și l-am pus pe brad. Uh-huh. Da. Mi-a vrut anul trecut să duc la polonor așa că s-a suit pe copacul. Da. Până că aici s-a suit. Nu, dar știți cum e interesant? Când noi suntem aici, ea nu sunt, nu faci nimic. Dar când plecăm și când mă aude cheia, eu văd bradul se mișcă când se aude cheia în ușă. Da. Se fuge. Înseamnă că este în brad. Sau sub brad, ce faci ea acolo? Sau se joacă. Da, se ridică, îi place. E cu vorașul acolo și îi place. Sau e ca vine așa, vine așa, și apoi îți dă cu vorașul. Și covorul acum l-am aranjat. Era până aici. Da, da. Da. Sărbători fericite la toți! A, sărbătoarea fericită de Crăciun! De Crăciun, da! Crăciunii mai vedeam! Și scrieți în comentarii dacă voi ați făcut deja bradul, ați împodobit casa, ferestrele. Eu țin minte, când eram mici, noi nu împodobeam așa de bine. Nu, da. Așa? Aproape de anul nou, pentru că luam brazi naturali și aiștia nu țin mult. Și doar brazi, pe afară nu prea punem așa luminițe. Am luat de la americani. Nu, și eu zic și în sat și în general. Da, înainte da, nu se face așa. Ei, am mai apărut internet, știi, uite da. Și vezi cum mai trăiește lumea. Uh-huh. Super. Cam așa, ne-a făcut un fel de mix între alb și roșu. Anul trecut era doar alb. Anul acesta am pus și câteva așa elemente roșii. Da, așa mai frumos.